Următorul invitat al acestui festival, invitat special, se bucură de o popularitate în cadrul bisericii cât și în afară ei. Mă bucur ca să spun bun venit domnului Dumitru Borțun. Bine ați venit la Târgu Mureș, mulțumesc. Bine ați venit la acest festival. Mulțumesc frumos! Mi-aduc aminte că ne-am întâlnit ultima dată la un alt eveniment național la Craiova, un congres național de tineret. Se pare că tinerii vă îndrăgesc, motiv pentru care sunteți și astăzi aici. Ce v-a determinat și cu această ocazie să depuneți acest efort, să fiți prezenți, să fiți în mijlocul studenților? Da, cred că e de datoria noastră, dacă avem ceva de spus, să spunem. Cum spunea Petru, putem noi să tăcem? Când suntem cu adevărat prinși în dragostea pentru Dumnezeu, nu putem să tăcem. Și cu atât mai mult când ți se solicită, când ești chemat să vorbești, n-ai cum să refuzi. Noi ne ducem întotdeauna și eu și soția mea, Corina Matei, peste tot unde suntem invitați. Știu că sunteți o persoană axată pe dezvoltare, pe învățare și pe creștere. Da. Cum considerați că arta poate să ajute societatea în care trăim, o societate într-o viteză atât de mare, o viteză a informației, a dezvoltării tehnologiei, cum poate arta să contribuie într-un sens pozitiv? Arta poate să stilizeze o serie întreagă de achiziții. Oamenii achiziționează cunoștințe, achiziționează deprinderi, achiziționează valori și orientări de valoare, deci orientări spre material sau spre spiritual, orientare spre trecut sau spre viitor. Există toate aceste achiziții pe care le facem prin cultură, dar arta ce face? Vine și le dă o expresie, o formă prin care oamenii se pot exprima pe ei înșiși și în care oamenii se recunosc. Iată de ce avem mare nevoie de artă și de aceea sunt muzeele pline. Dacă mergem la marile muzee ale lumii, vom găsi tot timpul, nu lume, aglomerație. Tot timpul ești, am fost la Louvre, am fost la Tate Modern, am fost la mari muzee ale lumii, peste tot este la fel. Oamenii simt nevoia să consume artă. Că nu toată lumea, este altă discuție, dar nici în alte domenii. Ce toată lumea știe calcul diferențial, toată lumea știe să proiecteze o casă, toată lumea vorbește limba engleză sau limbi străine, nu. Întotdeauna vor exista oameni care sunt receptivi la anumite activități, la anumite preocupări, la anumite domenii de activitate, alții nu. Deci nu trebuie să ne facem din asta o tragedie, că nu toți gustă arta. Sau că există oameni supuși chiciului, da? Și cumpără și vând chici. Sigur, ideal ar fi să se restrângă sfera asta a chiciului și să crească zona frumosului autentic, dar vedeți, și cu definițiile astea este mai greu. Înțelegi una prin frumos, altul înțelege altceva. Înțelegi una prin frumos autentic și altul vine și spune că pentru el autentic e altceva. Că e mai important să fii creativ decât să fii clasic. Că e mai important să fii original decât să reproduci frumusețea unor pictori sau unor compozitori deja consacrați. Deci sunt aici nuanțe. Unii se vor mai creativi, alții se vor mai clasici și mai reproductivi. Da? Mi-a plăcut foarte mult precizarea pe care a făcut-o domnul rector Hasan Firey, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, care a spus că dacă frumosul nu este îndreptat spre bine, nu este instrumentat pentru a face bine, nu are valoare. Frumosul în sine și mai ales frumosul care face rău, că s-a întâmplat și asta, și dădea exemplu propaganda și agitația de tip nazist, de tip stalinist, care făceau rău, dar care erau unele foarte frumoase și foarte mobilizatoare.
erau marșuri foarte frumoase, mobilizatoare. Deci, ideea asta de a instrumentaliza frumosul în direcția binelui mi se pare foarte valoroasă pentru participanții la acest congres dedicat artei. Dar eu spun că asta e valabil și pentru adevăr. Adevărul e o valoare autentică doar când e pus în slujba binelui. Există și adevărul care fac rău și care un adevăr spus într-un moment nepotrivit, spus într-o formă nepotrivită, spus cui nu trebuie, poate să distrugă o familie, o prietenie, o iubire, poate să distrugă o națiune. Sunt adevăruri care trebuie spuse cu socoteală, pentru a face bine și a nu face rău. Spuneam adineauri că trăim niște timpuri destul de interesante. Acum, mergând puțin pe partea asta a tehnologiei, a inovației, a venit acest boom a inteligenței artificiale, de care aș pune în ghilimele că ne bucurăm, dar poate avem și anumite rezerve. Am observat că până și în telefoane și în toate programele deja se folosește această inteligență. Ea slujește într-adevăr, ușurează poate multe munci, totuși poate să fie un pericol la ceea ce înseamnă creativitate, vorbind de faptul că omul nu mai trebuie să depună poate atâta efort în a munci, a-și desfășura activitatea, ci bazându-se pe ceea ce face inteligența sau tehnologia, poate să fie asta un pericol pentru viitor? Da, este. Elon Musk, unul dintre cei mai avizați oameni în domeniul invocat de dumneavoastră, el chiar că se află în ochiul ciclonului, cum se spune, a declarat de curând într-un interviu că îi se pare inteligența artificială mai periculoasă pentru condiția umană decât bomba atomică. Și o să revenim la acest lucru. Numai că știți ce se întâmplă de obicei și vreau să... De regulă, noi suntem tentați să ne ușurăm viața, să ne ușurăm activitățile, să le facem mai repede, să le facem cu mijloace mai puține și mai modeste. Se numește eficiență. Mijloace cât mai puține, rezultate cât mai mari. Și inteligența artificială ne ajută la așa ceva. Cei care au aplicația pe care o am eu pe telefon știu la ce mă refer. Toate telefoanele o au, dar nu toți o activează. Vedeți că acolo când scrii mesaje există o aplicație care îți dă cuvântul dinainte. Acolo e inteligența artificială, pentru că în funcție de formularea frazei în limba română sau în limba franceză cum, sau engleză, cum o ai setat, îți continuă fraza. Și tu doar apeși pe cuvânt și cuvântul deja a fost scris. Urmează alt cuvânt în logica frazei și ăla e. Economie de timp. Economie de timp. Cei care nu o folosesc poate nu au înțeles despre ce vorba. Dar faci un mesaj pe care l-ai fi scris în 5 minute, îl scrii într-un minut. Și îl închizi și ești atent la profesorul care vorbește la curs sau la conferențiarul care e la tribună. Deci este o formă extraordinară de ușurare a vieții. Pe de altă parte, este pentru prima dată în istoria umanității când are loc o extensie a minții umane. Pentru că au existat mai multe extensii de-astea, au fost revoluții tehnologice. Prima revoluție a fost când omul a pus în locul lui animalele să le folosească în calitate de sursă de energie. Țineți minte calul acela care se învârte pentru a scoate apă? El e înhămat la o boiște care se învârte tot timpul învârtind o pompă de apă. Bun. Înainte de a pune animalul în locul lui, omul făcea asta. Erau sclavii. Odată cu desfințarea sclavilor, au pus animalul. Dar doar ca sursă de energie. Restul trebuia să execute omul. Odată cu mecanizarea, omul a pus mașina în locul lui. Este deci o prelungire a manualității. Mașina face toate operațiile. Omul rămâne doar ca anexa mașinii să o ajute să
Da? De pildă la banda de montaj. Banda de montaj merge, tu doar sunt șuruburile, dar restul sunt făcute de mașină. Ulterior a venit automatizarea. Omul s-a retras din operațiile de muncă, doar verifică și supraveghează mașinile automate care fac singură munca ta. Deci, între om și obiectul muncii s-au interpus tot timpul revoluții tehnologice. A urmat computerul. Computerul ne ajută să gândim mai bine, mai rapid și ne ajută să proiectăm, de pildă în arhitectură, proiectezi în 3D, în medicină, operezi fără să mai faci intruziune, da? Operezi uitându-te pe ecran. Sunt niște lucruri fabuloase. Ei, inteligența artificială face mult mai mult. Prelungește mintea omului. E o prelungire, o extensie a minții omului. Și pentru prima dată apare pericolul ca această prelungire să ne copleșească. E ca un bulgăre de aur care cade peste noi și e de aur, dar ne zdrobește. De ce? Pentru că este foarte greu să o stăpânim. Unii o produc, alții o folosesc, alții nu o pot stăpâni și îi suportă doar consecințele. Inteligența artificială va despărți foarte multe grupuri umane. Nu știu dacă ați observat că în orice instituție, adevărații magicieni ai instituției sunt cei de la IT. Ei știu ce au de făcut acolo. Tu te duci și le spui, te rog frumos să-mi faci niște tabele cu statele de plată sau te rog să verifici la contabilitate dacă sunt cheltuieli făcute ca lumea. Sau în plan politic, te rog să vă rugăm să faceți niște softuri în care să asigurăm votul secret, votul prin internet, da? Votul digital. Poți să ai, dacă nu ești specialist, poți să ai siguranță că specialistul ăla chiar face așa ceva? Ești sigur că nu te fură, că nu fură din banii instituției pentru că l-ai rugat să intre în contabilitate? Poți să fii sigur că dă corect rezultatul alegerilor? Niciodată nu poți să fii sigur. Și atunci s-a creat un fel de clasă de... Știți cum erau înainte preoții? În Egiptul antic, în Israelul antic, preoții care aveau depozitat monopolul cunoștințelor, prevedeau ce se va întâmpla, unii pretindeau că au și influența asupra fenomenelor naturale, le invocau, le chemau, bun. Șamanii la fel, în anumite culturi. Ăștia, noi șamanii sunt cei care vor stăpâni inteligența artificială. Este periculos. Din punctul ăsta de vedere, Elon Musk are dreptate. E mai periculoasă decât bomba atomică, pentru că nu ne distruge doar fizic, ne distruge mental. Se trece peste liberul arbitru. Adică ce e asta? Capacitatea umană de a lua, capacitatea unui om de a lua decizii libere în cunoștință de cauză. Fără constrângere, da, e liberul arbitru și în cunoștință de cauză. Inteligența artificială te poate să facă să nu faci asta. Iată de ce au apărut primele simptome ale manipulării unor alegeri pe care noi le considerăm alegeri libere, dar dacă inteligența artificială permite multiplicarea canceroasă, anormală a unor mesaje, faptul că ți intră de 10 ori, de 14 ori, de 20 ori pe zi pe ecran, faptul că țintește anumite publicuri foarte sigur și s-a ajuns la o targetare atât de fină prin algoritmii inteligenței artificiale, încât se poate merge la individ. Da? Oricine poate să constate dacă umblă la pantofi de sport, să caute un model, formă zile întregi, zile la rând, va primi reclame cu pantofi de sport. Te-au localizat. Vrei pantofi de sport? Te interesează? Ia să-i trimitem reclame cu articolul ăsta. Deci asta înseamnă targetarea personalizată, până la persoană, până la individ.
În momentul în care s-a spus că au fost influențate rezultatele scrutinului despre Brexit în Anglia, alegerile din Turcia, alegerile din Statele Unite, când a pierdut Trump, acum 4 ani, iar acum se vorbește de o influențare a alegerilor prezidențiale din turul 2 din România, tot pe baza inteligenței artificiale, vă spun de fapt unde e pericolul. Legea de aur a democrației este că majoritatea hotărăște. Dacă ai 50% plus 1, ei au dreptate. Ceilalți ne conformăm. Continui să aplici principiul majorității, dar dacă majoritatea este creată artificial, prin manipulare, îi faci pe oameni să creadă ceea ce n-ar fi crezut dacă nu le spui tu, le sugerezi să gândească într-un anumit fel, votezi, sunt majoritari. Ei au câștig de cauză, dar după ce i-ai manipulat. Iată de ce este un pericol și la adresa democrației, inteligența artificială. Revenind la festival, o ultimă întrebare, un lucru care v-a impresionat aici și ce anume i-ați sfătui pe tineri, mergând acasă de la acest eveniment, să țină cont legat de creativitate și de lucru frumos pe care el poate să-l reacționeze. M-a impresionat comportamentul și atitudinea. Mi-a dat cineva un mesaj azi dimineață să-mi spună că a urmărit aseară transmisia, că i s-a părut foarte interesant, dar că cel mai mult a impresionat-o, era o persoană de sex feminin, a impresionat-o atitudinea tinerilor din sală. Pentru că ei erau filmați, se vedea asta la Speranța TV. Zice, faptul că erau foarte concentrați și dornici să asculte, erau interesați de ceea ce se spunea pe scenă. Asta se întâmplă tot mai rar în generația actuală. E o generație care n-a mai fost învățată cu cititul cărții. Cititul cărților îți formează o anumită răbdare și o anumită putere de concentrare. Faptul că facem scrolling pe ecrane cât mai rapid, din ce în ce mai rapid, ne face să nu mai avem capacitatea de a ne concentra. Mai mult de 5-10 minute e greu să... Și asta văd la studenții mei. Tot mai puțin să pot concentra, trebuie să faci o mică pauză, să mai schimbi vorba, să le spui ceva relevant pentru ei și pe urmă continui să predai. Pentru că dacă nu faci asta, ei pierdut, încep să scoată telefonul. E și o formă de dependență, dar este și o formă de satisfacere a nevoii de schimbare a peisajului, a imaginii, a ideii, tot mai repede. Iar persoana care m-a contactat azi dimineață, asta era, impresionată de faptul că oamenii erau atenți, minute în șir, la ce se spune. Asta înseamnă oameni de calitate. Ori pentru că sunt tineri, ori pentru că sunt adventiști, ori pentru că sunt studenți, ori pentru că sunt artiști, nu știu. Este vorba de faptul că e un public de mare calitate. Și pe urmă și vizual, dacă vreți, pentru că toți suntem în domeniul formelor, al culorilor, al sunetelor. Sunt frumoși. Uitați-vă la ei. Frumoși fizic, frumoși îmbrăcați, cu gust, frumos se manifestă frumos, comportament frumos. Sunt niște oameni frumoși. 400 de oameni într-o sală imensă. Cât? 800. Peste 800. 800? Aproape 1000. Da, eu știam de la inițial, de la... N-am știut, au venit 800. Da, mulțumesc. Știam de la organizatori că mizează pe 400 de oameni. Deci sunt 1000 de participanți. Incredibil. Asta înseamnă o formă de organizare foarte puternică a studenților sub egida Amicus. Deci ce le pot transmite este să meargă în continuare să fie autentici, asertivi. Autentici înseamnă că trebuie să fie onești, să spună cu onestitate ceea ce cred, să-și manifeste credințele și valorile pe care le împărtășesc prin creația lor artistică. Asertivi înseamnă să fie afirmativi, dar fără să
strice relațiile cu cei din jur. Pentru că noi trăim totuși în lume, da? Nu te rog să iei din lume, te rog doar să-i ferești de cel rău, deci să-i păzești de cel rău. Deci ideea este că noi trăim în lume, trebuie să avem relație cu ceilalți semeni ai noștri, noi trebuie să fim lumină pentru ei, trebuie să ne purtăm atât de frumos, de elegant, de politicos, dacă vreți, afabil cu ei, încât să se întrebe oare de ce sunt oamenii ăștia altfel decât ceilalți. Pentru că sunt copiii lui Dumnezeu de aia. Iată de ce trebuie să fie autentici, trebuie să fie asertivi și trebuie să fie actuali. Să transmit actualitate, să nu lase impresia că sunt rămași în urmă, pentru că atunci nu mai sunt credibili și nu mai sunt relevanți pentru cei din jurul lor, așa cum spune titlul manifestării. Domnule profesor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în ocazia aceasta și vă dorim mai departe o sâmbătă plăcută, o ședere plăcută aici la festival și să ne vedem cu bine. Și eu vă mulțumesc. O zi bună. În continuare, suntem alături de rectorul Facultății de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, domnul Leonarda Zamfirei. Bine ați venit alături de noi la acest moment. Mulțumesc pentru invitație. Am văzut că erați foarte atent la ceea ce se prezenta aici în față. Cum ați descrie acest eveniment din ceea ce ați văzut până acum? Din mai multe perspective. Prima dintre ele este, sigur, cea spirituală, o atmosferă specifică bisericii noastre, specifică unei zile de sabat, cu ceea ce înseamnă închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu. Dintr-o altă perspectivă, o atmosferă elitistă, dar în sensul frumos al cuvântului și creștinesc, aș spune eu, tot ceea ce are mai frumos și mai de perspectivă biserica în acest moment, peste 1000 de tineri studenți din întreaga țară, care au găsit un numitor comun de veni aici, astăzi la Târgu Mureș, într-un eveniment care este nu doar unul de natură spirituală, dar unul și de conexiune, de networking, cum spunem astăzi, ceea ce este foarte important pentru această generație. Și nu în ultimul rând, aș spune, un festival în sensul cel mai adevărat al cuvântului al creației artistice religioase, pentru că, de fapt, așa s-a și definit această manifestare, în care am ascultat sau am reascultat în abordări diferite ceea ce a fost pentru noi de-a lungul timpului întotdeauna uliant pentru biserică, și anume muzica de bună calitate, alături de alte producții artistice. Sigur, aș adăuga și o notă suplimentară pentru producțiile video, pentru că trăim într-o lume care este digitalizată și în care această nouă formă de creație și de artă, aș spune, trebuie adusă în față și folosită cât mai mult cu putință. Personal am urmărit traiectoria dumneavoastră în, cel puțin aici în oraș, în Târgu Mureș, și am observat o dezvoltare creativă la universitate. În ce fel lucrul acesta poate să facă diferența? Adică am observat de foarte multe ori oameni care își fac lucrul sau oameni care au pus suflet, pasiune. Cum se face diferența între cele două? Ceea ce facem în fiecare zi se numește rutină. Ceea ce facem de pe zi pe alta se numește rutină plictisitoare. Ceea ce facem astăzi cu gândul și cu preocuparea de ce va rămâne după noi sau cum va arăta obiectul muncii noastre peste un an, peste 10 ani, deja se numește viziune, fără a folosi termeni poate prea prețioși. În ceea ce văd eu privitor la universitate, m-am gândit întotdeauna cum va arăta această universitate peste 10 ani, când probabil eu o să mai fiu rector, când alții din administrația universității vor deveni doar niște amintiri, mai mult sau mai puțin plăcute, dar rostul nostru este acela de a vedea încotro merge societatea noastră, să luăm din ea valorile care există și care sunt până la urmă
pe ele sau supraviețuiesc unor generații și le pune într-un acord potrivit cu ceea ce astăzi societatea, tehnologia ne oferă pentru a forma oameni de calitate, nu doar profesional, ci și moral și intelectual. Sunt bucuros să văd că există foarte mulți studenți creștini în universitate care îmbrățișează, cum spuneam, aceste valori creștine. Nu cred că este doar o coincidență faptul că sunt și studenți foarte buni, care înțeleg că fiecare lucru trebuie făcut cu temeinicie, pentru că noi reprezentăm nu doar persoana fizică în corpul căreia existăm, ci și un creator și o biserică, până la urmă, pe care trebuie să o onorăm și prin modul în care alții ne evaluează, uneori fără să ne dăm seama, în fiecare zi. După o experiență vastă, să spun, care ar fi sfatul care l-ați dat studenților sau tinerilor în ceea ce privește dezvoltarea lor? Ce anume să facă pentru a avea parte de o dezvoltare creativă, chiar artistică, să fie mai multă culoare în tot ceea ce fac decât, așa cum a spus, să fie doar o simplă monotonie? Spune două lucruri. Primul dintre ele este că în orice demers pe care îl facem, învățarea este primul pas pe care trebuie să-l facem. Nu există inspirație decât în artă, dar și în artă există o teorie a artei pe care orice artist trebuie să o învețe la începuturile formării sale, pentru că după ce o profesie este bine asimilată, vin și satisfacțiile. Sigur, reglând într-un mod înțelept așteptările și timpul de la care trebuie să așteptăm să se și întoarcă sub formă de roade eforturile făcute. Al doilea lucru care mi se pare important este ideea cultivării unei pasiuni, care trebuie să fie paralelă. Sigur, o vreme trebuie să fie secundară profesiei sau formării în profesii pe care cineva și-a ales-o. Și, cum vedeți, mulți dintre tinerii de astăzi de aici au o pasiune artistică manifestată în felurite chipuri. Lucrul acesta are două consecințe, cel puțin. Prima dintre ele este aceea că, de fapt, completează un profil umanist pe care noi trebuie să-l croim și să-l cultivăm, pe de-o parte. Pe de altă parte, oamenii care au o preocupare, o pasiune în viață, au mai puțin timp la dispoziție pentru a face lucruri, să le spun eu, nepotrivite. Pentru că timpul nu le mai ajunge. Viața de student este o viață care este consumptivă și ca timp și ca efort, fără a spune că nu e necesar, nu e natural ca și studenții, luând în calcul vârsta pe care o au, să beneficieze de o viață socială care să le dea și bucurie, să le dea și sentimentul că aparțin unei comunități, fie că este o comunitate academică mai mare, fie că este una mai mică, cum este cea a bisericii, fie chiar a unor relații interpersonale care, vrând nevrând, se formează și ne modelează personalitatea. Gândiți-vă că foarte mulți dintre studenți sunt tineri care vin din alte locuri, care își lasă familia, relațiile de acolo și vin într-un loc care inițial este un loc străin, până la un punct, și cât de benefic este pentru ei să vină într-un loc în care sunt bine primiți, în care legăturile se stabilesc cu ușurință și în care nu se mai simt singuri. Domnule Leonard, vă mulțumim pentru timpul acordat și vă dorim mai departe o zi de sâmbătă frumoasă. Mulțumesc asemenea!